Moldova trece în plină iarnă prin dificultăți energetice foarte mari. Banca Mondială constată în aceste zile că lucrurile merg destul de prost în Moldova. Guvernul e foarte sărac și extrem de zgârcit când vine vorba despre acordarea de compensații populației noastre sărace, dar în același timp, același guvern e foarte generos cu sine însuși și cu demnitarii care asigură aflarea la putere a PAS. Tocmai în aceste condiții, președintele Maia Sandu are chef de o nouă escapadă politică la Bruxelles. Acum îi arde să se întâlnească cu noua conducere a UE și, cel mai interesant, să reînnoiască angajamentul Republicii Moldova de a avansa pe calea integrării europene. Dacă nu credeți, deschideți site-ul președinției și o să găsiți acolo minuni de comunicate despre această vizită nebuloasă și despre scopurile ei. Limbajul de lemn al acestor recepise nu ne spune nimic nou și esențial la prima vedere. Ele sunt ca orice alte comunicate oficiale din ultimii 4 ani, însă, privite sub un alt unghi, aceste comunicate ne sugerează totuși ceva important. Și anume că Sandu și PAS au de gând să guverneze Moldova de acum înainte, tot așa cum a mai guvernat. Prioritățile statului nostru acaparat de sorosiști rămân neschimbate. Asta înseamnă că și consecințele guvernării PAS vor fi în continuare aceleași. Mai mult, tocmai acum, în pragul crizei energetice, Sandu a decis să ne uimească cu încă o vizită. Nu este vorba despre o vizită în căutarea de resurse energetice mai ieftine, ci o vizită la sediul central al NATO. Acolo ea se va întâlni cu domnul Rutte și asta nu-i tot. Ea va ține un dita mai discurs în fața Consiliului NATO. Va fi cei drept un discurs fără acces pentru presă, unul cumva secret. Putem doar să bănuim despre ce are de gând să vorbească ea acolo. Despre noile amenințări din partea Rusiei, despre ajutor militar sau poate chiar despre acel scenariu al administrației Biden de atragerea României în război, despre care a vorbit candidatul la președinția României, atacat în aceste zile în cel mai insalubru mod de rețeaua sorosistă. Este vorba despre Călin Georgescu. Între timp, Moldova continuă să culeagă consecințele guvernării noastre actuale. Despre aceste consecințe ne vorbește deja chiar și Banca Mondială în noul său raport de țară care vizează Republica Moldova. Autorii documentului ajung la concluzia că Moldova riscă să rămână departe de standardele UE până în anul 2070, dacă nu va face reforme economice și dacă nu-și va soluționa criza demografică. Astfel, printre consecințele guvernării PAS, constatăm lipsa reformelor economice benefice și agravarea crizei demografice. Autorii documentului observă că azi Moldova este încă foarte departe de standardele europene. Mai aflăm de la experții Băncii Mondiale că Moldova are nevoie de reforme fundamentale. Asta înseamnă că în ultimii ani nu am avut reforme economice fundamentale. Sau am avut. Dacă le-a văzut cineva, să ni le arate și nouă. Cei de la Banca Mondială mai susțin în raportul lor că Moldova are nevoie de un nou model de creștere. Din această constatare nu putem înțelege nimic altceva decât faptul că PAS nu a făcut niciun fel de renovare a actualului model de creștere, care este unul desuiet, care este unul de descreștere, de fapt. Dar ce a făcut guvernarea PAS în ale economiei, potrivit aceluiași raport al Băncii Mondiale? A continuat practica parazitării pe așa zisele remitențe? Adică a parazitat pe seama moldovenilor care muncesc în alte țări? Da, a parazitat și chiar a abuzat, atât economic cât și electoral. Experții Băncii Mondiale ne vorbesc de asemenea despre emigrarea populației și despre procesul de îmbătrânire demografică. Este vorba despre o serie de tendințe cu adevărat foarte grave. Nu-mi propun să enumăr aici toate constatările îngrijorătoare de raportul de la Banca Mondială. Nu vă propun o amplă trecere în revistă a recomandărilor din acest document. Banca Mondială urmărește propriile sale interese și interesele fondatorilor săi. Și la urma urmei, nu Banca Mondială este instituția care ar trebui să se îngrijoreze cel mai mult de fericirea și de bunăstare Republicii Moldova. Însă,
indiferent de scopurile pe care le urmărește Banca Mondială, constatările ei triste și alarmante cu privire la Moldova sunt adevărate amenințări pentru noi ca țară și ca societate. Dar poate că Sandu și PAS au obținut totuși rezultate în alte sfere. De exemplu, în justiție, reforma acesteia deja a înghițit milioane de euro. Ia haideți să vedem poziția Moldovei în ratingul mondial. Indexul statului de drept 2024, realizat anual de World Justice Project. La capitolul respectarea justiției civile, Moldova se află pe locul 83 între Gambia și Surinam. În 2021, când PAS a preluat guvernarea în Moldova, țara noastră era pe locul 81. Deci am devansat cu două poziții. În clasamentul procedura penală, Moldova s-a aflat pe locul 75, între Malawi și Benin. Iar cele mai proaste rezultate sunt înregistrate în domeniul combaterii corupției. Singura consolare pentru Chișinău probabil ar putea fi faptul că Ucraina a fost considerată în acest clasament ca fiind un stat cu mai multă corupție decât Moldova, ocupând locul 116 din 142 de poziții. În astfel de momente, autoritățile politice centrale ar trebui să consolideze toate forțele din țara noastră. Guvernarea ar trebui să valorifice toate posibilitățile moldovenilor din est și din vest în scopul evitării dezastrului ce ni se poate întâmpla. Partea tristă și proastă în toată această etapă dificilă nu constă doar în faptul că există o mulțime de probleme. La urma urmei, fiecare perioadă istorică este plină de probleme și de provocările sale. Partea proastă a actualei situații este că noi, ca stat și ca societate, datorită guvernării PAS, o să trecem dezbinați prin criza din această iarnă, dar și prin marile transformări în care intră azi întreaga lume. Din cauza acestei maniere de a guverna, noi riscăm să ratăm în viitorul apropiat o multitudine de posibilități pe care alte țări o să le valorifice din plin.